Salutare tuturor, sunt Maia Sandu și astăzi am făcut și eu demisie din prietenele mele. Mă scuzați că sara sunt alb, dar ziua am fost la reportaj în negru. Bravo! Suntem în ospiție, dar să vă arăt întâi la cine. Precis că nu cunoașteți doamna asta, doamna, cum vă zici? Luba. Doamna Luba. Iată, suntem la doamna Luba și taman aici ne spun noutățile. Mă aflu în ospiție, dar vreau întâi ca să vă spun la cine. Deja am scris, dar doamna Luba, veniți cu noi la masă. Vă rog, dați-o lec ce fiulit, dar... Poftim? Nu, la dumneavoastră în ospiție, întâi facă șex și zagatcă. Suntem în ospiție la doamna... Hai ziceți la cine. Nu. Pune jos, că sunt metale. Parascovia Cavcaliuc. Bună seara. Bună seara. Doamna Parascovia, nici nu m-am așteptat. Noi până acum am făcut un film la dumneavoastră acasă. Toți vor rămâne șocați. Mai tare Gheorghe Petrovici Cavcaliuc. Că zici, ce caută brodate la mine acasă? Ia că căutăm. Plecăm în România cu domnul Bodegard, nu-l prezint Vitalie. Trebuie să margă altcineva. Da, mulțumesc. Și trebuie până dimineață undeva, până ne-o duce la România să noptăm. Și iată, am avut o invitație de mult la pateuri, la... Cum ați spus atunci, ce faceți? Plăcinte, la plăcinte. Și azi am telefonat-o când eram alături aici la 30 de kilometri de doamna Parascovia și zic, plăcinte aveți? Să vă spun un secret. Eu cu domnul Gheorghe Petrovici, măcar că ni șef, totuși eu să face la briceni, dar dacă am vorbit odată, două ori, dar cu doamna Parascovia mai nuntă țară. Spuneți sincer, corect? Da. Ei, vă vedem că sunteți din pace. Eu mă bucur că băiatul meu are așa prieteni, că are așa mulți oameni deștepți în partidul lui. Eu mă mândresc. Bravo, mulțumim de compliment. Dar prima ce m-a tras la dumneavoastră când ne-ați întâlnit la poartă, aveți un glas, iată cui s-a aruncat domnul Gheorghe Petrovici. Mamei lui la glas, de comandă. Da. Și el de... așa și spune, mamă, atunci când s-a venit la Italia. Mamă, dar și staua ăștia îmbrăcați aici în marginea drumului? Da, eu zic, măi, să ăștia sunt bunicii, zic că ăștia sunt bunicii grijulii care fac să treacă copiii strada când vin de la școală, când se duc la școală, oamenii bătrâni și ăștia pensionierii, ia că vin la ora 8 dimineața, trec copiii la școală, la grădiniță, bătrânii, trec strada, să nu-ți facă accidente. Te-l da, mama, să fac și eu. Foarte bine. Am venit la Italia, am dus la comună, la Bolzano, acolo l-au primit, au mers oamenii care au scris și trebuie să fac pentru oamenii ăștia care pensionieri, da. Care să iasă. Și ei degeaba, voluntari, ei se numesc voluntari. Dar el, îți că eu le-a făcut o leac de reducere la pensionieri, la leacuri, la medicine. Și l-a pildă de acolo și a venit și a făcut și aici, la noi în Moldova. Bravo! Numai că dar numai spune... că nu le-au plăcut la le-au plăcut, parlamentarii da. Noștri. Poate la parlamentari le-au plăcut, dar eu, de exemplu, chiar m-am adresat la polițiști, că îmi place și nici, zic, ia uite ce frumos scris, că zic, poate și mă duc eu de acasă ceva și tot cineva vecine. Și zic, plătiți 150 de lei, au început ei cu bani. Și, ei, mai scurt, merge normal translația, transmisiunea. Doamna Parascovie, spuneți că nu sunteți supărat, oriceva, am venit cu desâlă, dar ne-ați spus că vă invit chiar special la plăcinte. Da, dar nu erau gata. Da, și noi am venit, zic, nu găsăm aici flori. Unde noaptea găsăți flori?
Și am zis că, da, numai ghine, luam niște cărnăciori în loc de flori. Și am nimerit. Să-i facem. Lăsați că este până când ia, uitați-vă cât asta e păcat. Vreau unica să vă spun ce m-a mirat. E sară de sară cu dumneavoastră vorbesc. Dacă n-am aflat că cântați în cor la biserică, știți, chiar a fost ca o mângâiere pe suflet. De câți ani cântați? De mulți. De când s-au deschis la noi, că la noi a fost stricată biserica. Și s-a deschis în ce an, asta vreo 90, 92. Dar când s-a început după război și ala, după ce s-a făcut de atunci. Bine, asta ne-ați povestit, o să fie în reportaj. Ean, așa că de inimă, poți să vă rog ceva? Da. Un psalm, ori Tatăl nostru, lasă fii Tatăl nostru. Spun un psalm. Ca, da, cântați, adică să ne-l cântați. Păi, nu știu... E că ori zici că s-o îmbătat aici. Ei, și... da, încă n-am început, ia uitați-vă și de... Crede în unul Dumnezeu Tatăl atotțitorului, făcătorul cerului și a pământului, tuturor văzutelor și nevăzutelor, și între unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, carele din Tată s-a născut mai înainte de veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tată, prin carele toate s-au făcut, carele pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Ficioara. Și s-a făcut om pentru noi în zilele lui Pilat din pont, și a pătimit, și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri și șade de dreapta Tatălui, și iarăși vrea să vină cu slavă să judece vii și morți, a căruia împărății nu va avea sfârșit. Și între unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, carele din Tată s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tată, prin carele toate s-au făcut, carele pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de Duhul Sfânt și din Maria Ficioară și s-a făcut om. Carele pentru noi în zilele lui Pilat din pont și a pătinit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la cerul și de dreapta Tatălui. Și iarăși vrea să vină cu slavă să judice vii și morții, a cărui împărății nu va avea sfârșit. Mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce o să fie. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Știți cum a glasul ni s-o, cât aveți în dumneavoastră energie și chiar am simțit cum în partea asta așa un glas puternic aveți. Doamne Parascove, da. Este psalmul și în zești, tot e cel mai scump. Asta e cel mai scump. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțumea durerilor tale. Ștergi fără de legea mea. Și mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că păcatul meu înaintea ta este pururea, ție unul am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa întrucât să fiu îndreptățit într-o cuvintele tale și să biruiesc în veșnica tu, că iată într-o fără de lege m-a zămislit și într-o păcate m-a născut maică mea, că iată adevăr am iubit, cel ne-arătate și cele ascunsă înțelepciunii tale mi-a arătat mie, stropi-mă, vecuiso și mai curățâ, spăla-mă, vă și mai vârtos decât zăpadă mă înalbi,
Auzul meu vedea bucurie și veselie, bucuroase oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele le ștergile. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul cel Sfânt nu-i lua de la mine. Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Atunci vei binevoi jertfa prin os și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Aici, amin. Pe fotografii sunteți cu domnul Ruslan. Cu Petru. Cu Pietru. Păi, măritul meu. Dumnezeu să-l ierte. Aici eram la sanatoriu, la... Da, dar văd că totuși că lumea m-a întrebat și Borodachi, eu venit cu paric. Ia te rog, Vitalie. Dă-i, te rog, asta, paricul, doamne, Parascovien, puneți-mi, vă rog, cum ați fost în Italia. Și dacă îmi spuneți că Borodachi, sunt mulțumit ori nemulțumit că a venit azi în ospiții, dar în limba italiană. Atunci vă cred că ați fost atâția ani în Italia. Stai să mă gătesc, că e luț, fulăit. Deci, interesant. O leac să mânați cu Maia Sandu, păi, da. Cu Gavriliță. E Gavriliță în ce? Petra, Petra Iniu. Aha. Ce Gavriliță? Cum vă gândiți astăzi despre Gavriliță? Bucuroasă sau... Păi, nu spun nică despre asta. Da. Dumnezeu Nu. cu dânsul și cu noi iară. Corect. Borodachi a venit în ospiție la doamna Prăscovie Căvcăliuc. Spuneți în Italia și pot să eu... E, bună seara! Sono contenta. Oggi è arrivato da noi un ospite bene poftit. E Poftito. l'ho invitato per venire per fare qualcosa per me. Io sono felice che loro sono arrivati. Ce mi spun? Reamintim că Valentin Borodachi, la scandal cu Borodachi, a venit cu bune intenții la doamna Parascovia Cavcaliuc, mama lui Gheorghe Petrovici Cavcaliuc, de la Pace, care nu Si. știe, Da. si. Trebuie să mergem în România și știți așa, uitați-vă, Gheorghe Petrovici ne urmărește și de aici. Da, cum? E că frumoasă poza asta. Trebuie să ne ducem în România. Și nici un domn care trebuie să meargă altul în locul lui Vitalie, de-mi trebuie să caut și eu pe alții care nu merge. Doamna Parascove să-mi țără cu picioarele când zic că venim și vă scotem de acasă, zic eu ce să pierd putiopcile. Asta e. Doamna Marie Olaru, mulțumesc că m-ai ținut până în ultima zi și când ți-am zis că dă-mi pașaportul, temut să nu-ți iau datele personale. Ei, glumesc. N-a avut cum și Maria, că zici că eu trebuie să fiu aici, că am și eu de lucru, dar și am vrut să văd cum ar arăta Borodachi între Maria Olaru și între Prascovia Cafcaliuc. Nu și parcă nu ne închipuiem noi și între alături. Dar Dumnezeu lucrează. Da. Cu ce speranță și ce veți în viață, așa poate să întorc camera și așteptări, poate. Nu vreau un politic ca să nu zic cineva că mă avăr special, să provochez oriceva. Totuși așa, ce așteptați de la viață acum? Așteptăm să fie pace în toată lumea, în țară și peste hotară, și să avem un președinte care să ne susțină țara noastră. Țara noastră atât de mică că ar trebui, după câte credite, după cât este, țara noastră trebuie să fie ca o jucărie, ca Câte o ajutoare grădiniță, vin prin și, da. ajutoare, câte vin, ar trebui să fie ca o jucărie țara noastră, ar trebui. Dar nu știu ce se întâmplă cu conducătorii ăștia. Ne dispiace, ma nu-i tanto bine.
Ia ca așa, tonto bine e în prontă bună ziua. Mâtăt bine. Da, da, da. Acum faceți o adresare către populația italiană care poate ne aude și transmiteți salutări celor care vă mai țin minte pe acolo. Ție de acolo nu mă țin minte, cum mă cheamă. Borghescu dânși. Nu știți? E, bună seara! Eu sono stata în Italia 22 ani. Ho lavorato. Câți ani? 16? 22. Și anul ăsta am fost, la mare. 22. Și anul ăsta am fost. Adică nu anul ăsta, nu, da, 23, da, da. Dar 22 tot am fost. Am fost 22, la mare. Am fost la mare, cu vreo 15 ani, cred. Vai, e capul meu. Sono contenta. Mi ho trovato tanti amici di là, sono tanti buoni con me e ho lavorato tanto e sono contenta. Mi pagavano, mi volevano tutti bene. Ce l'ho di là 7 fratelli. In Italia io ce l'ho 7 fratelli. Mi-au prins-o cu mii sorele. V-ați luat ca frață în sunt Italia? Sunt ror, da. Ia uite eu ce bun perevod, ce caz și 100 de euro. E, so, siete fratelli ce l-o în Italia. Mi voleno tutti bene. Sono tutti bravi. Mi stimavano. Quando sono... e bine, dacă a fost borodate la dumneavoastră în Ospțință. Quando sono andata adesso în Italia, sono andata... In questa vacanza sono andata, tutti mi volevano bene, tutti mi hanno stimato, sono andata in ristoranti con loro, mi vogliono tutti bene. E in questa, ho detto che vengono da noi, in questa d'estate, ho detto che vengono da noi. Tot am înțeles, dar de restaurante n-am înțeles, de tine ori de rău. Mă chemau. A, vă chemau. M-am fost în restaurant cu dânșii. Ei mă iubeau și mă chemat toți. Toți ăștia frați, ăștia 6-7, toți da, da. Au venit și ne-am dus într-un restaurant și am atmicit tutti, se-am andati, se-am stati bine. E lor mi vole bene, mi cheamă, parleamo per telefon, tutti la sera mi telefonă. Sono contenta, sono stata bene, sono tutti bravi. Cosa devo dire? Eu chiar vă mulțumesc foarte mult. Mă uit că zama și mă uit sărăcește. Sărăcește, Doamne. Ai mâncat. Știți, aș vrea să spun că fericit de și mamă și femeie care au fost create, eu o să vă pun un filmuleț, o să lucrez în iasară cât o să rămâne, cât o să mergem spre România. Cred că mâine dimineața am să vă-l pun. Totuși, doamna Părăscovie m-a purtat pe mine și pe Vitalie în tot casa. Nu o să vă destăinuim chiar toate lucrurile, cum spune, dar ceva frumos o să vă arătăm. Și chiar m-am mirat, cum frigiderile goale, altele, acolo o să vedeți niște găini care încă dona, doamna Părăscovie, zic, eu ce mă duc pe o săptămână în România, orice. Și totuși, eu vreau să vă mulțumesc. Să vă torn lecul de beri. Da. Ia că știe că... Dar nu știu, Vitalie, deschide tot. Stai că am atcărval. O bere, eu zic că ne-o pregătit specială. Da. Ia uite, Vitalie e ăsta. Și desigur, ei și noi am adus aici un gospodar și nu mai vreau să spun și asta, n-am venit cu mâinile goale. Dar mai bine tac. Ia uitați-vă. Matale, știți cum să... E că din Cladonia s-a turnat. Matale și mie, da, Vitalie, nu, lasă. Nu, eu nu biu. Doamne, ne-ați spus bun descântec. Nu. Nu v-am pus nică că n-am de gând. Vitalie și Matale. Hai, vină, Luba, vină cu a. Doamna Luba, ia să o arătăm o leacă, ia că. Doamna Luba. A, că i s-o întins în patul nostru. Hai, de eu cum am venit, ca de obicei la tăți când intră în casă, mă parfumez cu ce parfum au. Și... Desigur, suntem în siguranță, ia ca... Ia ca,
Luați. Ca să nu aveți... Doamna Liuba, vă supără femeia asta? Nu, nu? Trăiesc bine de mult, eu fost prieteni. Doamne, dacă aveți un creț așa la o parte, pe... aveți când vă faci creț aici. Prietena mamei și eu tot timpul. Prietena mamei. Mamei mele, da, ele cu mama o trăie bine, nu ea, eu trăiesc bine cu dânsa, ea că m-au fost cu piciorul rupt, eu am venit să mai ajut și mai vin. Am avut patru badante. Cum asta badante? Rupturi? Nu, am, da, am avut, mi-a sărit este ceașca. Și plesnită și mi-a făcut operații. Nu, am un eu leacă mai bine, dar înșesc cu dânsul o luni de zile numai așa drept în pat. Și ele vin eu, fetele, și mă ajutau. Care face focul, care face mâncare. Eu și-mi închipui parcă sunteți la Pugaciuva și cu guvernantă cea aia. Și, da, ce bravo, bravo, eu, ia uitați-vă ce curanțări, e un praf, nu... Ei, eu chiar am să, că mi-a scris cineva în comentarii, du-te la și arată castrolele. Arată! Dar n-am ce arăta borșul să servie, să gătește, v-am arătat. Și are un pisoi tare în vin în coace, nu, nu vreau să-l primească în casă, dar... Dar arată-i castrolele și... Vom arăta orvidei ei film. Iată, doamna Parascovia, v-am spus că ne ducem în tur, așa că mâine de dimineață, nu de dimineață, nu știu cât avem asta, dar vă apucăm de picioare și la Dumnezeu. Autobuz. Da. Nu, eu am vrut, tare am vrut, dar nu pot, da, da. Fiindcă... Lăsați că poate vara, poate. Trebuie să uși, trebuie să te dai jos, trebuie să mergi, trebuie să... Da, eu nu pot, eu am fost amuia la biserică și cu marșe, duminica asta de ghem am dus la biserică. Duminica asta, de luni de zile eu n-am fost la biserică. Apoi și cu marșii și apoi mânți la o soră de mie că a fost ziua și e sara, nici nu putem mișca. Trebuie să-l iei, cineva să-mi ia pui în mașină. El iei. Iată, am un reportaj la un preot decedat, da? Și nu vroi să-i îndeie cruce de la gât ca să o pun, știți cum, la biserică. O zic că nu se poate. Și am zis că da, spate că să vă trag de barbă, exact. Și mi-a dat. Apa așa o ideți și eu spate să arăt. Așa n-am nimic, pur și simplu, ceva neobișnuit și într-o parte v-ați făcut. Gata, mulțumim. Mulțumim frumos și... Pur și simplu, Oleac, am vrut ceva mai neobișnuit să facem și de un an de zile ne cheamă doamna Parascovia, că veniți la plăcinte cu Ion încă. Păi vă chemam că la plăcinte, și... trebuie să-mi spuneți, dar nu așa, bine știute. A mea sara îi spun la ora, zice, dar noi am uși venim, zice, cât kilometri ai? Asta Vitaliu a fost ideea, că zice, că de noi până la, cum se numește la dumneavoastră? De la Rapșcă, la Micăuț. La Micăuț, suntem în Micăuț. Deci ce să ne ducem până la Chișinău, că noi aici la Micăuțe alături. Și mulțumim o domnul... Cum v-am spus? Ioan Chilean. Ioan Chilean. Ne-a dus cu taxiul și nu a vrut să iei niciun un ban. Și de acum am suit și am zis, bună seara, e așa și așa, cât vreți până... O să dai, eu vă cunosc, domn Borodachi. Eu am rămas șocat în Micăuț și mă cunosc deja. A pot zis că noi te urmărim. Da, te urmărim. Ia uite ce... Hai luași mâncați. Bun, seară bună tuturor. Mulțumesc că ne urmăriți și ne scuzați. Domn Gheorghe Petrovici, pentru obraz Borodachi, ori fugăriță, ori mai invitață, așa că seară bună tuturor. Da. Vă iubim. Celor de putere.